Tânjirea lui Dumnezeu. Sufletul meu tânjește după Domnul și cu lacrimi îl caut. Cum aș putea să nu te caut? Tu m-ai găsit mai întâi și mi-ai dat desfătarea Sfântului tău Duh și sufletul meu te-a iubit. Tu vezi, Doamne, întristarea mea și lacrimile. Dacă nu mai fi atras prin iubirea ta, nu te-aș căuta așa cum te caut. Dar Duhul tău mi-a dat să te cunosc și sufletul meu se bucură că tu ești Dumnezeul și Domnul meu și până la lacrimi tânjesc după tine. Sufletul meu tânjește după Dumnezeu și îl caută cu lacrimi. Milostive, Doamne, tu vezi căderea și întristarea mea, dar cu smerenie cer mila ta. Revarsă asupra mea a păcătosului harul Sfântului tău Duh. Amintirea lui atrage mintea să găsească iarăși milostivirea ta. Doamne, dă-mi Duhul smereniei tale, ca să nu pierd iarăși harul tău și să nu plâng în hohote după el, cum plângea Adam după rai și după Dumnezeu. În primul an al vieții mele în mănăstire, sufletul meu a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. Mult ne iubește Domnul. Știu aceasta de la Duhul Sfânt pe care mi l-a dat Domnul prin singură milostivirea Lui. Sunt un om bătrân și mă pregătesc de moarte și scriu adevărul de dragul norodului. Duhul lui Hristos, pe care mi l-a dat Domnul, vrea mântuirea tuturor, ca toți să cunoască pe Dumnezeu. Domnul a dat tâlharului raiul, tot așa va da raiul și oricărui păcătos. Pentru păcatele mele sunt mai rău decât un câine răios, dar m-am rugat lui Dumnezeu să mi le ierte. Și El mi-a dat nu numai iertarea, dar și Duhul Lui, și în Duhul Sfânt am cunoscut pe Dumnezeu. Vezi iubirea lui Dumnezeu față de noi? Și cine ar putea descrie milostivirea sa? O, frații mei, cad în genunchi și vă rog, credeți în Dumnezeu. Credeți că Duhul Sfânt e Cel ce dă mărturie despre El în toate bisericile și în sufletul meu. Duhul Sfânt este iubire și această iubire se revarsă în toate sufletele sfinte care sunt la Dumnezeu, și același Duh Sfânt este pe pământ în sufletele care iubesc pe Dumnezeu. În Duhul Sfânt toate cerurile văd pământul și aud rugăciunile noastre și le duc la Dumnezeu. Domnul este milostiv. Sufletul meu știe aceasta, dar nu poate să o descrie. El este foarte blând și smerit și atunci când sufletul îl vede, se preschimbă în întregime în iubire de Dumnezeu și aproapele și se face el însuși blând și smerit. Dar dacă omul pierde harul, atunci va plânge ca Adam la izgonirea din rai. El hohotea și întreaga pustie auzea suspinul său. Lacrimile lui erau amare de întristare și ani mulți le-a vărsat el. Tot așa și sufletul care a cunoscut harul lui Dumnezeu, atunci când îl pierde, tânjește după Dumnezeu și spune, sufletul meu tânjește după Dumnezeu și îl caut cu lacrimi. Sunt un mare păcătos, dar am văzut marea iubire și milostivirea Domnului față de mine. În anii când eram flăcău, mă rugam pentru cei ce mă ocărau, spuneam, Doamne, nu le socoti lor păcatele lor față de mine. Dar, deși iubeam să mă rug, totuși n-am scăpat de păcat. Domnul însă
nu și-a adus aminte de păcatele mele și mi-a dat să iubesc oamenii. Și sufletul meu dorește ca lumea întreagă să se mântuiască și să fie în împărăția cerurilor, să vadă slava Domnului și să se desfăteze de iubirea lui Dumnezeu. Judec după mine însumi. Dacă Domnul m-a iubit atât, aceasta înseamnă că pe toți păcătoșii El îi iubește ca și pe mine. O, iubirea Domnului, n-am putere să o descriu, căci e nemăsurat de mare și minunat. Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi pe cel iubit, și sufletul e neîncetat atras spre rugăciune și nu poate uita pe Domnul nici măcar pentru o secundă. Iubitorilor de oameni, Doamne, cum n-ai uitat pe robul tău păcătos, ci cu milostivire te-ai uitat la mine din slava ta și în chip neînțeles mi te-ai arătat mie. Te-am supărat și întristat totdeauna, dar tu, Doamne, pentru o mică schimbare mi-ai dat să cunosc marea ta milostivire și nemăsurata ta bunătate. Privirea ta liniștită și blândă a atras sufletul meu. Ce să-ți dau în schimb, Doamne, sau ce laudă să-ți cânt? Tu dai harul tău ca sufletul să se aprindă neîncetat de iubire și să nu cunoască odihnă nici ziua, nici noaptea de la iubirea lui Dumnezeu. Amintirea ta încălzește sufletul meu. Nicăieri pe pământ el nu-și găsește odihnă afară de tine. De aceea te caut cu lacrimi și iarăși te pierd și iarăși mintea mea vrea să se desfete de tine, dar tu nu-ți arăți fața ta, pe care sufletul meu o dorește ziua și noaptea. Doamne, dă-mi să te iubesc numai pe tine. Tu m-ai zidit, tu m-ai luminat prin sfântul botez, tu mi-ai iertat păcatele și mi-ai dat împărtășirea preacuratului tău trup și sânge. Dă-mi și puterea de a rămâne totdeauna întru tine. Doamne, dă-ne pocăința lui Adam și sfânta ta smerenie. Tânjește sufletul meu pe pământ și dorește cerul. Domnul a venit pe pământ ca să ne ridice acolo unde șade el, preacurata sa maică, care i-a slujit pe pământ spre mântuirea noastră, ucenicii lui și cei ce au urmat Domnului. Acolo ne cheamă Domnul cu toate păcatele noastre. Acolo vom vedea pe sfinții apostoli, care sunt într-o slavă pentru că au vestit Evanghelia. Acolo vom vedea pe sfinții proroci și pe sfinții ierarhi, învățătorii bisericii. Acolo vom vedea pe cuvioșii care s-au nevoit în posturi să-și smerească sufletul. Acolo sunt proslăviți nebunii pentru Hristos, căci ei au biruit lumea. Acolo vor fi proslăviți toți cât s-au biruit pe ei înșiși, cât s-au rugat pentru întreaga lume și câți au purtat întristarea întregii lumi, căci au fost plini de iubirea lui Hristos, dar iubirea nu rabdă să piară nici măcar un singur suflet. Acolo vrea să se veselească și sufletul meu, dar nimic necurat nu intră aici unde se intră prin mari întristări, cu duh înfrânt și cu multe lacrimi. Numai copiii care au păzit harul sfântului botez intră aici fără întristări și acolo, prin Sfântul Duh, cunosc pe Domnul. Sufletul meu tânjește totdeauna după Dumnezeu și se roagă ziua și noaptea, căci numele Domnului e dulce și desfătător pentru sufletul care se roagă și aprinde sufletul de iubire pentru Dumnezeu. Mult am trăit pe pământ și am văzut și am auzit multe. Am auzit multă muzică și ea a desfătat sufletul meu. Și m-am gândit, dacă această muzică e atât de desfătată, cum va desfăta sufletul cântarea cerească, unde prin Duhul Sfânt Domnul este slăvit pentru pătimirile lui? Sufletul
trăiește mult pe pământ și iubește frumusețea pământului. Iubește cerul și soarele, iubește grădinile frumoase, marea și râurile, pădurile și câmpiile. Iubește sufletul și muzica și toate aceste lucruri pământești desfătează sufletul. Dar când cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu mai vrea să vadă nimic pământesc. Am văzut împărații pământului în slava lor și am prețuit acest lucru. Dar când sufletul cunoaște pe Domnul, atunci va socoti puțin lucru toată slava împăraților. Sufletul tânjește atunci neîncetat după Domnul și, nesăturat ziua și noaptea, dorește să vadă pe cel nevăzut, să pipăie pe cel nepipăit. Dacă sufletul tău îl cunoaște, Duhul Sfânt îți va da să înțelegi cum învață el sufletul să cunoască pe Domnul și ce dulceață e în aceasta. Milostive Doamne, luminează noroadele tale ca să te cunoască pe tine, să cunoască cum ne iubești tu pe noi. Minunate sunt lucrurile Domnului. Din pământ l-a alcătuit pe om și acestei țărâni a dat să-l cunoască prin Duhul Sfânt, așa încât omul spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, și spune aceasta din plinătatea credinței și iubirii. Ce lucru mai mare mai poate căuta sufletul pe pământ? Mare minune! Dintr-o dată, sufletul cunoaște pe ziditorul lui și iubirea lui. Când sufletul vede pe Domnul cât de blând și smerit este, atunci se smerește și pe sine însuși până la sfârșit și nu mai dorește nimic cum dorește smerenia lui Hristos. Și cât timp va trăi sufletul pe pământ, nu va înceta să dorească și să caute această smerenie neînțeleasă, pe care nu poate uita. Doamne, cât de mult îl iubești Tu pe om! Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noradelor pământului, ca ele să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău cel Sfânt, omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta. Doamne, trimite peste noi pe Duhul Tău cel Sfânt, căci Tu și toate ale Tale se cunosc numai prin Sfântul Duh, pe care L-ai dat la început lui Adam, apoi sfinților proroci și pe urmă creștinilor. Doamne, de tuturor noroadelor Tale să înțeleagă iubirea Ta și dulceața Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pământului și să lase tot răul, să se alipească de Tine prin iubire și să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta. Doamne, învrednicește-ne de darurile Sfântului Duh, ca să cunoaștem slava Ta și să trăim pe pământ în pace și iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici dușmani, ci să împărățească numai iubirea, și să nu mai fie nevoie nici de armate, nici de închisori, și să fie ușor de trăit pentru toți pe pământ. Mă rog Ție, milostive Doamne, de tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt, cum mi-ai dat mie, păcătosului, să Te cunosc prin Duhul Sfânt. Așa dă și tuturor noroadelor pământului să Te cunoască și să Te laude ziua și noaptea. Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii Tăi, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta. Și pe pământ toate noroadele se vânzolesc, iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și iubești pe păcătoșii care se pocăiesc și le dai harul Sfântului Tău Duh. Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor noroadelor, ca să Te cunoască prin Sfântul Duh și să Te laude cu bucurie, așa cum mie, necuratului și ticălosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu i-a atras spre iubirea Ta ziua și noaptea, nesăturat.
o nemăsurată e milostivire a lui Dumnezeu față de noi. Mulți bogați și puternici ar da mult să vadă pe Domnul sau pe preacurata lui Maică, dar nu bogăției i se arată Dumnezeu, ci sufletului smerit. Și la ce bun banii? Spiridon cel Mare a prefăcut un șarpe în aur, și noi n-avem nevoie de nimic afară de Domnul, în El este plinătatea vieții. Dacă Domnul nu ne-a dat să cunoaștem multe din întocmirile acestei lumi, aceasta înseamnă că n-avem nevoie. Nu putem cunoaște cu mintea toată făptura. Dar însuși Făcătorul cerului și al pământului și a toată făptura ne-a dat să-L cunoaștem prin Duhul Sfânt. În același Duh Sfânt cunoaștem pe Maica lui Dumnezeu, pe îngeri și pe sfinți, și sufletul nostru arde de iubire pentru ei. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne învață să iubim pe vrăjmași până într-atât încât sufletului să-i fie milă de ei ca de proprii copii. Sunt oameni care doresc vrăjmașilor lor sau dușmanilor bisericii peire și chinuri în focul iadului. Ei gândesc așa pentru că n-au învățat de la Duhul Sfânt iubirea lui Dumnezeu, căci cel ce a învățat aceasta va vărsa lacrimi pentru întreaga lume. Tu zici, cu tare e un criminal și e bine să ardă în focul iadului, dar te întreb, dacă Dumnezeu ți-ar da un loc bun în rai și de acolo ai vedea arzând în foc pe cel căruia i-ai dorit chinurile iadului, nu-ți va fi milă de el? Oricine ar fi, chiar dacă e un dușman al bisericii? Sau vei avea și tu o inimă de fier? Dar în rai nu e nevoie de fier. Acolo e nevoie de smerenie și de iubirea lui Hristos, care are milă de toți. Cine nu iubește pe vrăjmașii, n-are în el harul lui Dumnezeu. Milostive Doamne, învață-ne prin Duhul Tău cel Sfânt să iubim pe vrăjmași și să ne rugăm pentru ei cu lacrimi. Doamne, dă Duhul Sfânt pe pământ ca toate noroadele să Te cunoască și să învețe iubirea Ta. Doamne, așa cum Te-ai rugat pentru vrăjmași, așa învață-ne și pe noi prin Duhul Sfânt să iubim pe vrăjmași. Doamne, toate noroadele sunt zidirea mâinilor Tale, întoarce-le de la ură și rău spre pocăință, ca să cunoască toată iubirea Ta. Doamne, Tu ai poruncit să iubim pe vrăjmași, dar aceasta este greu pentru noi păcătoșii, dacă nu e cu noi harul Tău. Doamne, revarsă pe pământ harul Tău, de tuturor noroadelor pământului să cunoască iubirea Ta, să cunoască că Tu ne iubești ca o mamă și mai mult chiar decât o mamă, fiindcă o mamă își poate uita copilul, dar Tu nu uiți niciodată, căci Tu iubești nemăsurat zidirea Ta și iubirea nu poate uita. Milostive Doamne, într-o bogăție milei Tale, mântuiește toate noroadele. Bisericii noastre ortodoxe i s-a dat prin Duhul Sfânt să înțeleagă tainele lui Dumnezeu, și ea este tare prin cugetul ei sfânt și răbdarea ei. Sufletul ortodox e învățat de har să se alepească cu tărie de Domnul și de preacurata lui Maică, și Duhul nostru se veselește văzând pe Dumnezeu pe care îl cunoaște. Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfânt, și cel ce în mândria sa vrea să cunoască pe Făcătorul cu mintea sa, acela e orb și nebun. Cu mintea noastră nu putem cunoaște nici măcar cum s-a făcut soarele, și atunci când cerem lui Dumnezeu să ne spună cum s-a făcut soarele, primim în suflet acest răspuns limpede: smerește-te! Și vei cunoaște nu numai soarele, ci și pe Făcătorul lui.
Dar când sufletul cunoaște pe Domnul, el uită de bucurie soarele și întreaga zidire și lasă grija pentru cunoașterea pământească. Dumnezeu își descoperă tainele sale sufletului smerit. Toată viața lor, sfinții s-au smerit și au luptat cu mândria. Și eu mă smeresc ziua și noaptea și cu toate acestea nu m-am smerit cum trebuie. Dar prin Duhul Sfânt, sufletul meu a cunoscut smerenia lui Hristos, pe care ne-a poruncit să o învățăm de la El, și sufletul meu i-a atras spre El neîncetat. O, smerenia lui Hristos, ea dă sufletului o bucurie de nedescris în Dumnezeu, și din iubirea lui Dumnezeu sufletul uită și pământ și cer, și toată dorința lui se avântă spre Dumnezeu. O, smerenia lui Hristos! Cât de dulce și plăcută este ea, dar se găsește numai în îngeri și în sufletele sfinților. Noi însă trebuie să ne socotim mai răi decât toți și atunci Domnul ne va da și nouă să cunoaștem smerenia lui Hristos prin Duhul Sfânt. Domnul, slava Lui și toate cele cerești se cunosc numai prin Duhul Sfânt. Domnul ne-a dat Duhul Sfânt și noi am învățat cântările Domnului, iar de dulceața iubirii lui Dumnezeu uităm pământul. Iubirea lui Dumnezeu e arzătoare și nu ne îngăduie să ne mai aducem aminte de pământ. Cine a încercat-o, o caută neobosit ziua și noaptea și este atras spre ea. Ea se pierde însă de noi pentru mândrie și înfumurare, pentru dușmănirea și osândirea fratelui, pentru pismă. Ne lasă și pentru un gând desfrânat, ca și pentru alipirea de cele pământești. Pentru toate acestea, harul pleacă. Și atunci pustii ce a bătut, sufletul tânjește după Dumnezeu, cum tângea părintele nostru Adam la izgonirea din rai. Cu lacrimi Adam striga către Dumnezeu așa: sufletul meu tânjește după Tine, Doamne, și cu lacrimi Te caut. Vezi întristarea mea și luminează întunericul meu, ca sufletul meu să se veselească din nou. Nu Te pot uita. Cum Te-aș putea uita? Privirea Ta liniștită și blândă a atras sufletul meu și duhul meu se bucură în rai, unde vede fața Ta. Cum aș putea uita raiul unde mă veselea iubirea Tatălui Ceresc? Dacă lumea ar cunoaște puterea cuvântului lui Hristos, învățați de la mine smerenia și blândețea, atunci lumea întreagă ar lăsa toate celelalte științe și învățături și ar învăța numai această știință cerească. Oamenii nu cunosc puterea smereniei lui Hristos și de aceea sunt atrași spre cele pământești. Dar omul nu poate cunoaște puterea acestui cuvânt al lui Hristos fără Duhul Sfânt. Dar cine a cunoscut-o, acela n-ar mai lăsa această știință, chiar dacă ar avea ca bogăție toate împărățiile pământului. Doamne, dă-mi smerenia Ta, ca să se sălășluiască întru mine iubirea Ta și să fie vie întru mine sfântă frica Ta. Grea este viața fără iubirea de Dumnezeu. Sufletul este întunecat și posumorât. Dar când vine iubirea, bucuria sufletului e cu neputință de descris. Sufletul meu însetează să câștige smerenia lui Hristos și tânjește după ea ziua și noaptea, și uneori urlu strigând: sufletul meu tânjește după Tine și cu lacrimi Te caut. Doamne, cum iubești Tu zidirea Ta! Sufletul vede în chip nevăzut harul Tău și într-o frică și iubire Îți mulțumește cu cernic. Frații mei dragi, cu lacrimi scriu aceste rânduri. Când sufletul cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt, în fiecare minut este cuprins de neîncetată uimire înaintea milostivirii lui Dumnezeu,
a măreției și a totputerniciei lui. Dar dacă sufletul n-a câștigat încă smerenia, ci numai năzuiește spre ea, vor fi în el schimbări. După o vreme, va fi în luptă cu gândurile și nu va avea odihnă. Dar uneori va primi slobozenie de gânduri și va vedea pe Domnul și va înțelege iubirea lui. De aceea și zice Domnul: învățați de la mine blândețea și smerenia și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Și dacă omul nu învață smerenia, iubirea și nerăutatea, Domnul nu-i va da să-l cunoască. Dar sufletul care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, acela e rănit de iubirea lui și nu-l poate uita. Ci ca un bolnav care își aduce aminte mereu de boala lui, așa și sufletul care iubește pe Domnul își aduce întotdeauna aminte de el și de iubirea lui pentru întreg neamul omenesc. Ce-ți voi da în schimb, Doamne? Tu, cel milostiv, ai înviat sufletul meu din păcate și mi-ai dat să cunosc mila ta față de mine. Inima mea a fost fermecată de tine și neîncetat atrasă spre tine, lumina mea. Ce-ți voi da în schimb, Doamne? Tu ai înviat sufletul meu ca să te iubesc pe tine și pe aproapele meu. Și mi-ai dat lacrimi ca să mă rog pentru întreaga lume. Fericit sufletul care a cunoscut pe Făcătorul lui și s-a îndrăgostit de el, căci s-a odihnit întru el cu odihnă desăvârșită. Domnul e nemăsurat de milostiv. Sufletul meu cunoaște milostivirea lui față de mine și eu scriu despre ea cu nădejdea că măcar un singur suflet se va îndrăgosti de Domnul și se va aprinde pentru el cu jarul pocăinței. Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila sa prin Duhul Sfânt, aș fi deznădăjduit din pricina mulțimii păcatelor mele. Dar acum el a fermecat sufletul meu și el s-a îndrăgostit de el și uite tot ce-i pământesc. Doamne, smerește inima mea ca să fie întotdeauna plăcută ție. Înțelegeți voi toate noroadele pământului, cât de mult vă iubește Domnul și cu câtă milostivire vă cheamă la el. Veniți la mine și vă voi odihni pe voi. Vă voi odihni și pe pământ și în cer și veți vedea slava mea. Acum nu puteți înțelege aceasta, dar Duhul Sfânt vă va da să înțelegeți iubirea mea pentru voi. Nu zăboviți, veniți la mine, cu dor vă aștept pe voi ca pe niște copii dragi. Eu vă voi da pacea mea și voi vă veți bucura și bucuria voastră va fi veșnică. Frații mei dragi, cu lacrimi scriu aceste rânduri. Când sufletul cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt, în fiecare minut el se minunează neîncetat înaintea milostivirii lui Dumnezeu, a măreției și a totputerniciei lui, și Domnul însuși învață sufletul prin harul său milostiv ca o mamă copilul ei prea iubit, gânduri bune și smerite și dă simțământul prezenței și al apropierii lui. Și în smerenie, sufletul vede pe Domnul fără niciun fel de gânduri. Domnul îl iubește pe om și harul lui va fi în biserică până în vremea înfricoșatei judecăți, așa cum a fost în vremurile trecute. Domnul îl iubește pe om și, deși l-a alcătuit din țărână, l-a împodobit prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt este cunoscut Domnul și tot prin Duhul Sfânt este iubit Domnul. Dar fără Duhul Sfânt, omul nu este decât pământ păcătos.
Domnul își crește copiii săi prin Duhul Sfânt, îi hrănește cu preacuratului trup și sânge, și toți cei ce urmează Domnului se fac asemenea Domnului, Tatălor. Duhul Sfânt ne-a înrudit cu Domnul și să știi că dacă simți în tine o pace dumnezeiască și o iubire pentru toți oamenii, sufletul tău s-a asemănat Domnului. Harul dumnezeiesc ne-a învățat aceasta și sufletul știe când se îmbogățește de har, dar când pierde harul, sufletul simte deopotrivă apropierea vrăjmașului. Înainte nu știam aceasta, dar acum când am pierdut harul, acest lucru mi se face vădit din experiență. Pentru aceasta, fraților, cu toate puterile voastre, păziți pacea dumnezeiască dată nouă în dar, și când cineva ne va supăra, să-l iubim, chiar dacă aceasta nu este ușor. Și Domnul, văzând osteneala noastră, ne va ajuta cu harul lui. Așa grăiesc sfinții părinți și experiența multor ani arată că osteneala e de neapărată trebuință. Harul Sfântului Duh face încă de pe pământ pe tot omul asemenea Domnului Iisus Hristos. Cine este în Duhul Sfânt, acela e asemenea Domnului încă de pe pământ, dar cine nu se pocăiește și nu crede, acela se aseamănă vrăjmașului. Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Și știi cât de blând și de smerit este Domnul. Dacă L-ai vedea, bucuria ta ar fi atât de mare, că ai vrea să spui, Doamne, mă topesc de harul Tău. Dar în acel minut nu vei putea spune nici măcar un singur cuvânt despre Dumnezeu, căci sufletul tău e schimbat de îmbelșugarea Sfântului Duh. Așa și cuviosul Serafim din Sarov, când l-a văzut pe Domnul, n-a putut vorbi. Domnul ne poruncește să-L iubim din toată inima și din tot sufletul. Dar cum e cu putință să-L iubim pe Cel pe care nu L-am văzut niciodată și cum să învățăm această iubire? Domnul se face cunoscut după lucrarea Lui în suflet. Când Domnul îl cercetează, sufletul știe că a fost un oaspete drag și, când a plecat, atunci sufletul tânjește după El și îl caută cu lacrimi. Unde ești, lumina mea? Unde ești, bucuria mea? Trecerea ta a lăsat o bună mireasmă în sufletul meu, dar tu nu ești aici și sufletul meu tânjește după tine. Și inima mea e abătută și bolnavă și nimic nu mă mai veselește, pentru că am întristat pe Domnul și El s-a ascuns de mine. Dacă am fi simpli ca niște copii, Domnul ne-ar arăta raiul și l-am vedea în slava heruvimilor și a serafimilor, a tuturor puterilor cerești și a sfinților. Dar noi n-avem smerenie și de aceea ne chinuim pe noi înșine și pe cei ce trăiesc împreună cu noi. Ce bucurie pentru noi că Domnul nu numai că ne iartă păcatele noastre, dar se și face cunoscut pe sine sufletului, de îndată ce El se smerește. Fiecare, chiar și ultimul sărman, se poate smeri și cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru a cunoaște pe Domnul nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci numai de smerenie. Domnul se dă în dar pe sine însuși numai pentru milostivirea sa. Odinioară nu știam aceasta, dar acum în fiecare zi și în fiecare ceas văd limpede, în fiecare minut, milostivirea lui Dumnezeu. Domnul dă pacea sa chiar și în somn, dar fără Dumnezeu nu e pace în suflet. Din pricina mândriei minților, Domnul nu se face cunoscut multora, dar cu toate acestea ei cred că știu multe. Dar ce este știința lor dacă nu cunosc pe Domnul? Dacă nu cunosc harul Sfântului Duh, dacă nu știu cum vine și de ce se pierde.
să ne smerim, fraților. Și Domnul ne va arăta toate, așa cum un tată iubitor arată totul copiilor lui. Privește cu mintea ce se lucrează în sufletul tău. Dacă se află în el nu mult har, atunci în suflet este pace și simți iubire față de toți. Dacă se află mai mult har, atunci în suflet e lumină și o mare bucurie. Dar dacă se află și mai mult har, atunci și trupul simte harul Sfântului Duh. Nu e amărăciune mai mare ca pierderea harului. Atunci sufletul tânjește după Dumnezeu. Și cu ce aș putea asemăna această tânjire? O asemăn plânsului unei mame care și-a pierdut singurul ei fiu prea iubit și strigă: unde ești, copilul meu prea iubit? Unde ești, bucuria mea? Așa și mai mult încă tânjește sufletul după Domnul când pierde harul și dulceața iubirii dumnezeiești. Unde ești tu, milostivul meu Dumnezeu? Unde ești tu, lumină neînserată? Pentru ce te ascunzi de mine și nu mai văd fața ta blândă și luminoasă? Rare sunt sufletele care te cunosc și puțini oamenii cu care se poate vorbi despre tine. Cei mai mulți oameni se vor mântui prin credință. Dar așa cum tu însuți ai spus apostolului Toma, tu m-ai văzut și m-ai pipăit. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Tot așa nu toți simt Duhul Sfânt, dar cei ce se tem de Domnul și păzesc poruncile Lui se vor mântui toți, căci Domnul ne iubește nemărginit de mult și eu n-aș fi putut cunoaște această iubire dacă nu m-ar fi învățat Duhul Sfânt, cel ce învață tot binele. Inima mea s-a îndrăgostit de tine, Doamne, și de aceea tânjesc după tine și cu lacrimi te caut. Tu ai împodobit cerul cu stele, văzduhul cu nori, pământul cu mări, râuri și grădini înverzite, în care cântă păsări, dar sufletul meu s-a îndrăgostit de tine și nu mai vrea să privească această lume cu toată frumusețea ei. Numai pe tine te dorește sufletul meu, Doamne. Privirea ta liniștită și blândă nu o pot uita și cu lacrimi te rog, vino și te sălășluiește întru mine și curățește-mă de toată întinăciunea. Tu vezi din înălțimea sfintei tale slave cum tânjește sufletul meu după tine. Nu mă lăsa pe mine, robul tău. Auzi-mă când strig ție ca prorocul David. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Sfinților apostole, voi ați propovăduit întregului pământ, cunoașteți iubirea lui Dumnezeu. Sufletul meu păcătos a cunoscut și el această iubire prin Duhul Sfânt, dar am pierdut acest duh și tânjesc după el. Vă rog, rugați pe Domnul să-mi dea înapoi darul Duhului Sfânt, pe care sufletul meu îl cunoaște, și mă voi ruga pentru toată lumea ca să vină pacea pe pământ. Sfinților toți, rugați pe Domnul Dumnezeu pentru mine. Voi vedeți slava Domnului în cer, căci pe pământ l-ați iubit pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul vostru. Voi ați biruit lumea prin puterea harului pe care vi l-a dat Dumnezeu pentru smerenia voastră. Voi ați îndurat toate întristările pentru iubirea lui Dumnezeu și Duhul meu arde de nerăbdare să vă vadă, să vadă cum vedeți slava Domnului. Ziua și noaptea tânjește sufletul meu după Domnul și dorește să se îndulcească de iubirea lui. Stareții, bătrânii scusiți, buni, sunt smeriți și la caracter asemenea lui Hristos. Prin viața lor ei dau un exemplu viu. Au dobândit pacea și, asemenea pomului vieții din rai, au săturat pe mulți din roadele lor cu roade ale acestei păci. Pomul vieții, care este în mijlocul raiului, e Hristos. Acum de el se pot apropia toți și toată lumea poate să mănânce și să se sature din el,
prin Duhul Sfânt. Când povățuitori buni nu sunt, trebuie să ne predăm voii lui Dumnezeu într-o smerenie și atunci Domnul le va înțelepți prin harul său, căci e cu neputință de spus în cuvânt cât de mult ne iubește Domnul și mintea nu poate înțelege aceasta. Numai prin Duhul Sfânt e cunoscută iubirea lui Dumnezeu. De minte, ea nu este cunoscută. Unii discută în contradictoriu despre credință și discuțiile, controversele lor sunt fără sfârșit. Dar nu e nevoie să ne sfădim, ci numai să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului, și atunci Domnul ne va lumina fără discuții și îndată ne va lumina. Mulți au studiat toate credințele, religiile, dar adevărata credință nu au cunoscut-o astfel, așa cum trebuie. Dar celui ce se va ruga lui Dumnezeu cu smerenie să-L lumineze, Domnul îi va face cunoscut cât de mult îl iubește El pe om. Oamenii mândri cred că înțeleg totul cu mintea lor, dar Dumnezeu nu le dă aceasta. Dar noi îl cunoaștem pe Domnul. El ni s-a arătat prin Duhul Sfânt și sufletul îl cunoaște și de atunci se bucură, se veselește și se odihnește. Și în aceasta stă viața noastră sfântă. Domnul a zis, acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu și va vedea slava mea. Dar oamenii nu înțeleg Scriptura. Ea este ca pecetuită. Dar când Duhul Sfânt ne învață, totul va fi înțeles și sufletul se va simți ca în cer, căci același Duh Sfânt este și în cer și pe pământ și în Sfânta Scriptură și în sufletele care iubesc pe Dumnezeu. Dar fără Duhul Sfânt, oamenii rătăcesc și, deși învață neîncetat, nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu și n-au cunoscut odihna în El. Cine a cunoscut iubirea lui Dumnezeu, acela iubește lumea întreagă și niciodată nu murmură pentru soarta lui, căci știe că o întristare vremelnică pentru Dumnezeu duce la bucuria veșnică. Sufletul nesmerit, care nu se predă pe sine voii lui Dumnezeu, nu poate cunoaște nimic, ci trece numai de la un gând la altul, și astfel nu se roagă niciodată cu minte curată și nu slăvește lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Sufletul care s-a predat cu smerenie voii lui Dumnezeu îl vede nevăzut în fiecare secundă, dar tot acest lucru e cu neputință de exprimat pentru sufletul însuși și el nu poate povesti despre aceasta, ci numai prin experiență cunoaște milostivirea lui Dumnezeu și știe când Domnul este cu el. Sufletul ce s-a predat lui e ca un copil mic, care își primește zilnic hrana lui fără să știe de unde vine această hrană. Așa și sufletul se simte bine cu Dumnezeu, dar nu poate lămuri cum se întâmplă aceasta. Doamne, luminează norodul Tău prin Duhul Tău cel Sfânt, ca toți să cunoască iubirea Ta. Domnul ne însuflă gândul să ne rugăm pentru oameni și tot El ne dă puterea pentru această rugăciune și răsplătește sufletului pentru aceasta. Așa e mila Domnului față de noi. În copilărie iubeam lumea și frumusețea ei. Iubeam pomii și grădinele înverzite, iubeam câmpiile și toată lumea lui Dumnezeu. Cât de frumos este El alcătuit! Îmi plăcea să privesc strălucirea norilor, să-i văd trecând în înălțimile azurii. Dar de când am cunoscut pe Domnul meu și El a robit sufletul meu, totul s-a schimbat în sufletul meu și nu mai vreau să privesc la această lume, căci sufletul meu este neîncetat atras spre acea lume în care trăiește Domnul. Ca o pasăre în colivie, așa se chinuie sufletul meu pe pământ. Așa cum pasărea dorește să zboare din colivia ei strântă spre tufișurile dese, așa este aprins și sufletul meu de dorința de a vedea din nou pe Domnul, căci El a atras sufletul meu și acesta tânjește după El și strigă: Unde ești, lumina mea?
Vezi că te caut cu lacrimi. Dacă nu mi te-ai fi arătat, n-aș fi putut să te caut astfel. Dar tu însuți m-ai găsit pe mine, păcătosul, și mi-ai dat să cunosc iubirea ta. Tu mi-ai dat să văd că iubirea ta pentru noi te-a dus pe cruce și că ai murit pentru noi în chinuri. Tu mi-ai dat să cunosc că iubirea ta te-a pogorât din cer pe pământ și până la iad, ca noi să vedem slava ta. Tu te-ai îndurat de mine și mi-ai arătat fața ta și acum sufletul meu e atras de tine, Doamne, și nimic nu-și găsește odihnă, nici ziua, nici noaptea, și plânge ca un copil ce și-a pierdut mama. Dar și copilul își uită mama și mama își uită copilul când te văd pe tine. Văzându-te pe tine, sufletul uită lumea întreagă. Așa este atras sufletul meu spre tine și tânjește după tine. Și nu mai vrea să vadă frumusețea acestei lumi. Când sufletul cunoaște în Duhul Sfânt pe Maica Domnului, când în Duhul Sfânt el se face rudene cu apostolii, prorocii, sfinții erari, cuvioșii și cu toți sfinții și drepții, atunci el este atras nestăvilit în această altă lume și nu se poate opri, ci tânjește, se chinuie, plânge și nu se poate smulge de rugăciune, și chiar dacă trupul e neputincios și vrea să se întindă pe pat, chiar și atunci când este întins pe el, sufletul lui se avântă spre Domnul și în împărăția sfinților. Bătrânețea a venit, trupul a slăbit și vrea să se întindă pe pat, dar Duhul nu stă întins. El se avântă spre Dumnezeu, Tatăl său, rudenia lui cerească. El ne-a făcut rudenii ale sale prin preacuratului trup și sânge și prin Duhul Sfânt. Ne-a dat să cunoaștem ce anume e viața veșnică. În parte știm, Duhul Sfânt e viața veșnică. Sufletul trăiește în iubirea lui Dumnezeu, în smerenia și blândețea Duhului Sfânt. Dar Duhului Sfânt trebuie să-i dăm un loc mai mare în sufletul nostru, ca el să fie viu întru el și sufletul să-l simtă pipăit. Cine rămâne pe pământ prin Duhul Sfânt în iubirea lui Dumnezeu, acela va fi și sus împreună cu Domnul, căci iubirea nu poate să piară. Dar să nu ne amăgim în gânduri deștepte, să ne smerim pe noi înșine după cuvântul Domnului. Fiți ca și copiii, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Vai mie, căci după ce am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, îl pierd și nu pot să-l am în deplinătate, deși văd mila lui Dumnezeu cu mine. Domnul ne iubește atât de mult, încât noi înșine nu ne putem iubi pe noi înșine așa. Dar când sufletul e în întristare, el crede că Dumnezeu l-a uitat și că nici măcar nu mai vrea să se uite la el. Și atunci suferă și se chinuie. Dar nu este așa, fraților. Domnul ne iubește fără sfârșit, ne dă harul Duhului Sfânt și ne mângâie. Domnul nu vrea ca sufletul să fie în mâhnire și nedumerire despre mântuirea lui. Crede, deci, cu tărie că suferim numai câte vreme nu ne-am smerit. Dar de îndată ce ne smerim, întristările noastre i-au sfârșit, căci pentru smerenia lui, Duhul lui Dumnezeu dă de știre sufletului că se mântuiește. Mare este slava Domnului că ne iubește atât de mult. Și această iubire se face cunoscută prin Duhul Sfânt. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi. Cum aș putea să nu-l caut? El mi s-a arătat prin Duhul Sfânt și inima mea s-a îndrăgostit de el. El a atras sufletul meu și acesta tânjește după el. Sufletul meu se aseamănă unei mirese, iar Domnul mirelui. Și ei se iubesc mult unul pe altul și suspină unul după altul. În iubirea lui, Domnul tânjește după suflet și se mâhnește dacă acesta n-are loc în el pentru Duhul Sfânt. Dar sufletul care a cunoscut pe Domnul tânjește după el, căci în el e viața și bucuria lui.
Viața în păcate e moartea sufletului, dar iubirea lui Dumnezeu e raiul desfătărilor în care trăia înainte de cădere părintele nostru Adam. Adame, părintele nostru, spune-ne cum iubea sufletul tău pe Dumnezeu în rai. A cunoaște acest lucru e cu neputință și abia sufletul care a gustat iubirea lui Dumnezeu îl poate înțelege întrucâtva. Dar Maica Domnului, cum iubea ea pe Domnul, fiul ei? Nimeni dintre oameni nu poate ști aceasta decât numai ea însăși. Dar Duhul lui Dumnezeu ne învață iubirea și în ea a fost și este același Duh al lui Dumnezeu, care este iubire. Și de aceea, cine cunoaște pe Duhul Sfânt, poate înțelege, în parte, și iubirea ei. Ce fericiți suntem noi creștinii! Ce Dumnezeu avem! Vrednici de plâns sunt oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Ei nu văd lumina veșnică și după moarte merg în întunericul cel veșnic. Noi știm despre aceasta pentru că în biserică Duhul Sfânt descoperă sfinților ce este în cer și ce este în iad. Oameni nenorociți și rătăciți, ei nu pot ști care e adevărata bucurie. Se veselesc uneori și râd, dar râsul și veselia lor se prefac în plâns și întristare. Dar bucuria noastră e Hristos. Prin pătimirile Lui, El ne-a scris în cartea vieții și în împărăția cerurilor vom fi veșnic împreună cu Dumnezeu. Vom vedea slava Lui și ne vom îndulci de ea. Bucuria noastră e Duhul Sfânt, cât e de dulce și de drag. El dă mărturie sufletului de mântuirea Lui. O, fraților, vă rog și vă implor în numele milostivirii lui Dumnezeu, credeți în Evanghelie și în mărturia Sfintei Biserici și veți gusta încă de aici, de pe pământ, fericirea raiului, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru, iubirea lui Dumnezeu de sufletului raiul. Mulți prinți și vlădici și-au părăsit scaunele lor după ce au cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Și lucrul e de înțeles, pentru că iubirea lui Dumnezeu i-a aprinsă. Prin harul Sfântului Duh ea îndulcește sufletul până la lacrimi și nimic pământesc nu se poate asemăna ei. Cele pământești pot fi cunoscute prin mintea omenească, dar Domnul și toate cele cerești se cunosc numai prin Duhul Sfânt și nu pot fi cunoscute numai cu mintea simplă. Cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acela uită pământul, ca și cum n-ar mai fi, dar după rugăciune își ridică ochii și îl vede din nou. Fraților, în împărăția cerurilor, sfinții văd slava lui Dumnezeu. Noi însă să ne smerim și Domnul ne va iubi și ne va da pe pământ tot ce e de folos pentru suflet și trup și ne va descoperi toate tainele. Oamenii s-au alipit cu sufletul lor de agonisirea bunurilor pământești și au pierdut iubirea lui Dumnezeu, de aceea nu este pace pe pământ. Mulți vor să cunoască cum s-a alcătuit soarele, dar uită să cunoască pe Dumnezeu. Domnul însă nu ne-a vorbit despre soare, ci ne-a descoperit despre Tatăl și împărăția cerurilor. El a spus că în împărăția Tatălui Său drepții vor străluci ca soarele și Scriptura spune că Domnul va fi lumina în rai și lumina Domnului va fi în sufletul, în mintea și în trupul sfinților. Trăim pe pământ și nu-L vedem pe Dumnezeu și nu-L putem vedea. Dar dacă Duhul Sfânt vine în sufletul nostru, atunci
îl vedem pe Dumnezeu așa cum l-a văzut Sfântul Arhideacon Ștefan. Prin Duhul Sfânt, sufletul și mintea recunosc îndată că acesta este Domnul. Așa a recunoscut prin Duhul Sfânt Sfântul Simeon pe Domnul în micul prunc adus la templu. Tot așa a recunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt și Sfântul Ioan Botezătorul și a trimis poporul la el. Dar fără Duhul Sfânt, nimeni nu poate cunoaște pe Dumnezeu, nici ști cât de mult ne iubește. Și deși citim că El ne-a iubit și a pătimit din iubire pentru noi, noi ne gândim la aceste lucruri cu mintea, fără a înțelege și cu sufletul nostru, așa cum se cuvine această iubire a lui Hristos. Dar atunci când ne învață Duhul Sfânt, înțelegem în chip limpede și simțit această iubire și ne facem asemenea Domnului. Milostive Doamne, învață-ne pe noi toți prin Duhul Tău cel Sfânt să trăim după voia Ta, ca toți să Te cunoaștem în lumina Ta pe Tine, adevăratul Dumnezeul nostru, fiindcă fără lumina Ta nu putem înțelege plinătatea iubirii Tale. Luminează-ne prin harul Tău și El va aprinde inimile noastre de iubire pentru Tine.